România a cucerit medalia de aur la Mondialul de canotaj. Campioana europeană Ionela Cosmiuc a fost prima după o cursă spectaculoasă. S-a cântat pentru prima dată deșteaptă de române la Mondialele de canotaj din Cehia. Ionela Cosmiuc a luat aurul după o cursă în care s-a duelat cu reprezentantele Olandei și Noii Zeelande. Cosmiuc a recuperat spectaculos și a terminat prima. Ce cursă a făcut nebuna asta mică! Românca a avut parte de o vară perfectă. Acum o lună și jumătate a cucerit aurul în aceeași probă la campionatul european. Mai am două astfel de medalii care cântăresc foarte mult pentru mine, însă medalia asta câștigată singură, cred că e chiar cea mai frumoasă.